Potrivit directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Adrian Pindea, începând de astăzi începe autorizarea la plata cererilor crescătorilor de porci și păsări pentru ajutorul COVID-19, ajutor în cuantum de 100 de euro pe unitate de vită mare. Acesta a declarat că pentru porc au fost depuse 292 de cereri și pentru pasăre sunt 308 beneficiari, iar suma totală care a fost autorizată la plată este de peste 100 de milioane de lei. Banii ar fi pornit deja către județe, iar ajutorul este acordat din fonduri de la stat. Șeful apia a adăugat că ajutorul COVID-19 pentru celelalte sectoare, bovine, atât ajutorul de 100 de euro per bovină, femele adultă, cât și ajutorul pentru femele mici de maximum 7.000 de euro pe exploatație, ovine, caprine, legume, fructe și cartofi, va începe la data de 25 noiembrie 2020. Tot directorul API a anunțat că începând cu data de 15 decembrie se vor autoriza la plată cererile pentru ajutorul de bovine aferent anului 2020.